do bihan eo chomior legidon do Dineața bună vă spunem azi marți 18 noiembrie 2014 la o nouă ediție a ceaiului de dimineață. Sunt DJ Gabi alături de mine e uh, domnul Robi Marcus. Câteodată stau să mă gândesc: Robi Marcus, Marcus Robi, cum se spune, da, așa se numește. Uh, e alături de mine și în această dimineață. și suntem împreună pentru o dimineață bună, dragi telespectatori. Iată, lucrurile intră încet, încet în normalitate, chiar dacă noi nu le știm pe toate. Cum toate? Sesizările, cna urile ANI-urile, dicoturile. <laughs> Am aflat că ar se va respinge în Parlament. Legea, cum se numește legea aceea, a grațierii și a amnistierii și așa mai departe Ca tocmai uh, băia mai corupți să nu poată să scape e, Acest lucru nu poate decât să ne încânte Corupții rămân la pușcărie, cei veseli stau la rând la psihiatrie și pumă la farmacie Cașa așa este uh, normal să fie Dragi telespectatori Noul președinte al României a început să dea sfatul domnului președinte să retragă ambasadorii care n-au avut rezultate sau din țările unde s-a stat la rând pe rupte să voteze Parlamentul aia, 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 aia. Ne gândim deja oare nu vedem un băsescu mai mic? Hmm? <laughs> Dacă ești președintele tuturor românilor, trebuie să fii a, al tuturor și să fii un bun mediator, dar nu un dictator. Cam am avut de ăștia, aole, ho, ho, ho! de la Carol al doilea încoace, nu? Am tot avut dictatori. Acum avem nevoie nu de președinte jucători, ci de mediatori, pentru că am observat că domnul ex, imediat ex președinte Băsescu, juca bala un capăt, bala altul și în loc să fie uh, suportul pe care e pusă balanța, lui a tras ba într o parte, ba în alta, a dezechilibrat sistemul câteodată. Dar vedeți să mai întâmplă. Când nu ești atent cum și pe cine votezi, și se poate întâmpla asta, eu sper ca toți cei care au votat la aceste alegeri prezidențiale uh, Alegeri care au beneficiat de o participare nemai văzută de la Revoluție încoace, eu sper ca dumnealor să nu regrete. Deși îmi este greu să cred că unii nu o să regrete. De ce vă spun asta? Pentru că am vorbit și cu alții care l-au votat pe Băsescu și până a părut foarte rău, dar <coughs> e o vorbă foarte veche de la Cezar Iulius Imperator. Aleas jacta este. Adică zarurile au fost aruncate. Bun. Dragi telespectatori, <coughs> ne-am uh, învârtit, ne-am răsucit, ne-am. Uh... Până la urmă ne-am obișnuit. E ca și cu femeia urâtă. Dacă te uiți mult la ea, te obișnuiești. Și să vedem cum stăm acum la capitolul vreme. La satul mare sunt 7 grade Celsius, avem prognozată ploaie, șansele de precipitații fiind de 50%, o maximă prognozată de 15 grade Celsius, o minimă de 7 grade, deci chiar acum sunt 7 grade. Mai fric, dar atât nu poate să fie. Asta e consolarea pe care vă pot oferi în această dimineață. Pe mâine, 19 noiembrie, avem posibil ploaie, șansele de precipitații cresc la 60%, dar maxima zilei scade. Dacă astăzi avem prognozat o maximă de 15 grade, mâine avem prognozat o maximă de doar 13 grade și o minimă idem în scădere de 5 grade. E, încă nu v-am spus totul. Poi mine, dacă scad uh, șansele de precipitații și avem doar 20% șanse de precipitații pe uh, joi 20 noiembrie, avem prognozată o minimă de 1 grad și o maximă de 9 grade, cer acoperit. Vineri 21 noiembrie, cer parțial noros, de asemenea 9 grade maxima, 1 grad minima, scad șansele de precipitații la 10%. Sâmbătă 22 noiembrie, cer acoperit, 8 grade Celsius maxima, 1 grad minima, 10% șanse de precipitații. Duminică... <coughs> Duminică 23 uh, noiembrie, cer parțial noros, 8 grade Celsius maxima, 0 grade minima, 10% șanse de precipitații. Pe luni 24 noiembrie avem prognozat uh, 9 grade Celsius maxima, minus 1 minima, 10% șanse de precipitații, predominant în norat va fi cerul. Marți 26, 25 Mars 25 noiembrie, posibil ploaie, 7 grade Celsius maxima, minus 2 minima, 20% șanse de precipitații. Miercuri, miercuri 26 noiembrie, cer predominant înnorat, 7 grade maxima, minus 1 grad Minima 10% șanse de precipitații. Suntem pe un trend descendent, și se pare că nu ne vom opri până la temperaturile scăzute, specifice iernii. 18 noiembrie să vedem cine s-a născut azi. Da, legenda. E un eveniment care s-a întâmplat pe 18 noiembrie 1307. După legenda lui Egidus Ciudi, arestat pentru nesupunere în fața unui nobil, Wilhelm Tell, este condamnat să tragă cu o arbaletă într-un măr așezat pe capul fiului său pentru a salva viața. Și și-a salvat-o. Altfel n-ar fi rămas în istorie ca fiind un excelent trăgător. A pus mărul pe capul fiului său și a tras cu săgeata, cu arbaleta, exact în măr. A? Ce înseamnă asta? A avut precizie omul. Ho, 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 dar câtă precizie, având în vedere faptul că la acea vreme nu exista Colt, Winchester, Remington și așa mai departe. Deci precizia era... Un termen cam uh, fi. Armele erau făcute de fierari, potcovari și erau trecute la precizie, capitolul rudimentar, nu? Sau uh, cum se spune când găsesc polițiștii câte unul care și-a făcut singur pistolul, artizanal <coughs> Da, omul a fost foarte tare, într-adevăr, uh, nu știm cât la sută e adevăr, cât la sută e legendă Pentru că s-a întâmplat în 1307, ho ho, câți ani au trecut de atunci da tot pe 18 noiembrie 1978 are loc sinuciderea în masă de la Johnstown Jim Jones a determinat 900 de membri ai sectei sale să comită omorul și apoi să se sinucidă la Johnstown în Guiana, După ce unii membri ai sectei îl asasinaseră pe congresmenul american Leo Ryan Dar asta s-a dus acolo să vadă ce este și i-a luat la interviuri, la întrebări pe membrii sectei, și au fost câțiva, în special femei care nu mai rezistau, pentru că Jim Jones era dus rău cu capul, de unde știu, am văzut un documentar, am, am și citit despre asta. Și i-au cerut congresmenului să ia cu ei înapoi în Statele Unite, pentru că voiau să termine cu toată minunea asta. El a promis că o să ia cu ei. Unul dintre cei care au fost la interviuri era om de lui Jim Jones, a auzit toată discuția și atunci Jim Jones a dat ordinul executație E, nu și-a dat seama, probabil era cu capul în bălării, că astfel și-a semnat condamnarea la moarte. Nu poți să ucizi un congresman al Statelor Unite fără să vii urmărit pentru a fi hăcuit tot restul vieții tale. Deci nu există așa ceva. Uh, în România probabil e chestia asta că dacă omori un senator nu pățești nimic pentru că mai avem vreo 600. <laughs> Am glumit. Nu. <laughs> nu încercați asta, vă rugăm, pentru că uh, de sub incidența legilor sări. Ia să vedem cine s-a născut în uh, 18 noiembrie, dar o să ne rezumăm la ultima sută de ani, pentru că azi nu știu ce se întâmplă, sunt foarte mulți. 1906 s-a născut Corneliu Baba dar cum să nu știm, pictor român, membru al Academiei Române decedat în 1997 nu știu dacă vreun Sădmăre la, sădmărean are în colecție un tablou semnat Corneliu Baba sunt foarte bine cotate în momentul de față 1906 s-a născut Klaus, nu Claus Iohannis, Klaus Mann. Uh, da, mă scuzați, trebuia să încep dimineața cu Guten Tag, uh, keine Problem, mai Frau, my, Nu, uh, ja wohl mein Herr, das uber alles winhe trase, mațele de rațe. <laughs> Așa trebuia să încep. Dragi telespectatori, va veni momentul în care uh, vom fi nevoiți să învățăm limba germană. Și ce dacă? Știu deja maghiară, știu ceva rusă, știu ceva engleză, știu ceva italiană, știu ceva spaniolă, uh, dar cel mai mult parcă îmi place româna. O <laughs> 1906, Klaus Mann, scriitor german-american, fiul lui Thomas Mann. 1906 s-a născut George Wald, chimist american, laureat al Premiului Nobel pentru medicină în 1967. 1907, Compai Segundo, muzician cubanez, Buena Vista Social Club, decedat în 2003. 1912, Walter Schulz, filozof german. 1923, Alan Shepard, primul astronaut american. Wow! 1927 s-a născut Hank Ballard cântăreț și textier american, 1928. Sheila Jordan, cântăreață de jazz americană, 1934. Vasilis Vasilikos. Mamă, ce nu au putut să-i pună lui ăsta, nu pot să cred. Vasilis Vasilikos, scriitor germ... grec. Era să zic german, nu știu ce am cu germanii în această dimineață. 1935, Cornel Todea, regizor de teatru și realizator de emisiuni de televiziune. 1935 Rudolf Bahro, filozof german. 1936 Don Cherry, muzician american. 1936 Ennio Cardinal Antonelli, teolog italian, arhiepiscop de Florența. 1939 Margaret Atwood, scriitoare canadiană. 1940 Rainer Fünke, politician german. 1940 Apostol Gurău, prozator și eseist român. 1942 David Hemmings, actor britanic. 1942 Linda Evans, actriță americană. 1944 Ibrahim Bohme, politician german. 1944 oh, oh oh un bun prieten, un om care a avut un pifometru de aur un nou de milioane. Este cel care a creat parfumul meu preferat. Dar de fapt nu eu, mai sunt, nu numai eu, mai sunt vreo, 2-3 DJ în satul mare care se... cu parfumul respectiv. S-a născut în 1944, pe 18 octombrie, un mare creator și designer german, Wolfgang Jupp. J-O-O-P, da? Jupp. Volgang Jupp, creator și designer german. Pe cât sunt germanii de reci, pe atât este parfumul lui Home de cald, de um, dulce, dulce, picant, a spune, da? 1944 s-a născut Ioan Crăciun Petrișan, poet, dramatur, prozator român. 1946, Alan Dean Foster, autor SIFI. 1946, Queen of Chinatown. Vă spune ceva asta. Este o melodie pe care a remixat-o marele DJ Ungur Șterbinski. Caroi, un uh, vechi prieten, a remixat-o după hitul lui... A? Amanda Lear. Amanda s-a născut în 1946. Nu mă nebuniți, are 72 de ani. Mm -hmm. Nu, are 68 de ani. <laughs> uh... 1952, Vlad Rădescu, actor de teatru și film. 1952, Harald Konopka, fotbalist german. 1954, John Perr, cântăreț britanic și textier. 1960, Kim Wilde, cântăreață și textieră britanică. Da, super fată, îmi place cum arată și acum la vârsta ei. Oh, oh. 1962, Kirk Hammett, chitaristul trupei Metallica. 1963, Peter Schmeichel, fotbalist danez. 1969, Nina Vasile, poet român. 1970, oh, Peta Wilson. Peta Wilson, actriță americană. Frumoasă, blondă, înaltă, Vă dau un indiciu, Peta Wilson, vă sună cunoscut, a jucat în serialul în care bătea bărbați cu Nemiluita. de am spus că eu nu m-am uitat la serialul ăsta decât la primul episod și m-am îngrozit de ce poate femeia asta, uh, Nikita. În serialul Nikita a jucat Peta Wilson. Dar arată foarte bine, înaltă. Parcă era, uh, nu știu, basketbalistă. Peta Wilson, totuși, uh, uite că a ajuns la o vârstă. E foarte frumoasă, i au pus o fotografie, i au pus o fotografie pe Wikipedia. E frumoasă și acum la vârsta ei, dar a jucat în foarte multe <coughs>, filme. Unul dintre ele, uh, vizionat de miliarde de oameni pe planetă, film din 2006, Superman Returns. Uh, ultimul film în care a jucat e din 2013, Dutch Kills. Da, uh, trece timpul. Și câteodată timpul își lasă amprenta pe noi și acest lucru se vede cel mai bine pe față, da? Uh, sunt unii care au mai multe, mai multe riduri decât câinele ăla la uh, șarpei sau nu. Și câinele meu, mopsul, are riduri pe față de noi adevărat. Uh, 1974, Chloe Sevigny, actriță americană. 1974, politiciana karateca, sau mai bine zis popular karatistă, Lia Olguța Vasilescu, politician român, primarul Craiovei. O iubesc pe femeia asta, dar știți de ce? Că face karate și toți ăștia care fac karate au o, o simpatie deosebită din partea mea. Uh, 1976, Chagrat, muzician norvegian, nu știu, 1977, fabulous rapper american, pe ăsta știu, 1998, Victor Carles, actor francez, nu știu, probabil e prea tânăr și n-am apucat să remarc. Şi să vedem la capitolul sărbători cum stăm. Sfântul Mare Mucenic Platon, Romano și Zaheu, calendar creștin ortodox Sfințirea Bazilicilor, Sfântul Petru și Sfântul Paul, calendar romano-catolic Sfântul Platon și Roman, calendar greco-catolic Letonia ziua națională, proclamarea independenței Sultanatul Oman, ziua națională Aniversarea zilei de naștere a Sultanului, da, și în Sultanatul Oman și în Sultanatul Brunei. Ziua națională e ziua de naștere a Sultanului. Și cum moare Sultanul, se naște altul, se mută ziua națională. Foarte tare, nu? Ăștia, la aceștia ziua națională nu e fixă. Da, le spune la mulți ani și letonienilor și omanienilor, parcă am vorbit despre altă planetă, omanieni și letonieni, da? Lemurieni. Uh, nu cunosc niciun letonian, din păcate, dar știu niște fete faine din Letonia, așa că am o părere bună despre ele. Bună, bună. Da, subiectele zilei de azi sunt multe și foarte interesante, dar <coughs> au trecut uh, cu Ice Bucket, cu provocarea Ice Bucket Challenge la un alt nivel. Acum apare rusul care își toarnă în cap nitrogen lichid. Știi ce înseamnă asta? Aaaa! Nu cred că e sănătos la cap omul. Dacă până acum cei care luau decizia să intre într-o cursă a rezistenței și turnau o găleată de apă rece în cap, acum noua variantă propusă de un rus are la bază nitrogenul lichid. Scrie Daily Mail. Pentru Anton Konovalov, substanța aflată la o temperatură de minus 195 de grade Celsius, nu are prezenta niciun pericol. Înainte să treacă la fapte, a realizat și un scurt experiment pentru cei care urmau să vizualizeze imaginile. A turnat mai multe frunze uscate a, a luat mai multe frunze uscate de pe jos și le-a scufundat în nitrogenul lichid. Atunci când le-a scos din recipient, frunzele erau înghețate, iar dacă le atingeai, se rupeau în bucăți. Nici măcar acest lucru nu l-a descurajat, motiv pentru care și-a turnat găleata în cap. Deci la minus 195 de grade a luat băiatul și ha, ce v-am spus că rușii au o rezistență deosebită. Pe asta a constatat-o și Napoleon și Hitler, că ei cu trupele lor au înghețat în Rusia și a fost nevoit să, să, se predea fără luptă, adică să o taie către casă că mureau de fric, până când rușii să călcau în zăpadă, cu ninja pe ei 20 de centimetri de zăpadă și dimineața să trezeau de sub zăpadă, să ridicau și își făceau înviorarea. E, dacă ai culcat un francez sau un german și-a nins pe el 20 de centimetri când ai fost să-l trezești dimineața, l-ai sculat iepure de lemn. Era rigips <laughs> Nimic mișcare. Rusul are o rezistență deosebită. Acum nu știm de ce. O fi băut mămica lui multă vodcă? <laughs> nu. Lapte. Lapte de capră. <laughs> Sau lapte de bou siberian. <laughs> wow. Sunt uh, foarte multe subiectele interesante de azi dar dar Vă mai citesc principalele titluri pe scurt Și vom lua -ă, pauza publicitare Avem și azi Amândouă cotidienele locale Începem revista presei cu gazeta de nord-vest Care titrează Scrutin fără incidente majore în județ Prognoza meteo pentru perioada 17-30 noiembrie Două săptămâni de sărbătoare La școala de arte Centru subteroare directorială Diaspora a balanța E titlul editorialului Examenele de bacalaureat și evaluare națională 2015. Bebeluș transportat cu elicopterul la Oradea. S-a tras cortina și peste Liga 4. Să vedem și ultima pagină. Avocatul poporului din nou la satul mare. Accident produs pe strada Botizului. Născut prematur și sub ponderal. bebeluș transportat cu elicopterul la Oradea. Da, pauză. Acum revenim după știri, publicitate și videoclip. Ne întoarcem. <fie>

Neața bună, vă spunem încă o dată, am revenit din nou ca să facem show 8 și 4 minute la ceaiul de dimineață de azi, marți, 18 noiembrie 2014 și continuăm cu revista prese. Centru subteroare directorială găsim la pagina 3 Gazeta de nord angajații Centrului de Îngrijire și Asistență Alexandru din care ei sunt pur și simplu terorizați de directorul Gheorghe Pop. Confundând probabil centrul de îngrijire și asistență Alexandru din care cu un lagăr, directorul Gheorghe Pop a instaurat o adevărată atmosferă de teroare. Acesta vorbește cu angajații ca și cu niște sluci. Strigăturile, jignirile și înjurile proferate de director la adresa subordonaților săi sunt la ordinea zilei. Unii dintre ei preferă să demisioneze, însă alții realizează că directorul Pop este înduplecabil pe motive fâșnitoare. Afacerii sunt născut? Directorul centrului Alexandru știe să facă bani din orice, din merele și alimentele pacienților, din asistența medicală, respectiv, până și din obiectele de fier din centru valorificate la centrele de colectare. În plus, directorul e și macho man, făcându-le avansuri în mod agasant a angajatelor mai arătoase. De altfel, directorul Pop este acuzat de o tânără că ar fi violată încă de pe vremea când era doar un simplu angajat la un internat școlar. O dovadă clară că lupul își mai schimbă părul, dar năravul ba. Din aceste motive solicităm insistent DGASPC Satu Mare să nu mai acopere ilegalitățile comise de acest individ care nu îndeplinește condițiile minimale pentru a ocupa funcția de director. Un afacerist orientat. Directorul Gheorghe Pop este un afacerist născut. Gazeta de Norvest a relatat luna trecută cum a vrut să facă pălincă din merele luate de la gura pacienților centrului. Angajații ne-au declarat că face astfel de învârteli cu toate bunurile. Nici nu e de mirare că gestiunea centrului stă în aer. Din centru au dispărut diverse obiecte de metal care au fost valorificate la centrele de preluare a deșeurilor feroase. Asistența medicală e o altă nebuloasă. Deși centrul are angajat un medic permanent, directorul Directorul Pop i-a înscris pe pacienți și la un medic de familie. Alte afaceri se fac cu alimentele. Directorul Pop este un devorator împătrimit al grătarelor fripte din carnea pacienților. <fie> <fie> Tot la centrul Alexandru se fac și sarmalele pe care liberalii le împar cu atâta dărnicie careenilor la diverse festivități. Reclamații băgate la sertar. În cadrul centrului Alexandru există două categorii de angajați. Câțiva dintre ei, care sunt slugarnici față de director, se bucură de un regim privilegiat. În schimb, restul sunt tratați ca și niște sclavi de pe plantație. Când îi se pune pata pe vreun angajat, directorul pop știe să fie rău de tot. Îl controlează și îl stresează până când respectivul își dă demisia. Cel puțin două angajate au avut parte în ultimii doi ani de un asemenea regim de șicanări, iar în cele din urmă au preferat să-și dea demisia. <coughs> în schimb, alte angajate au reușit să afle calea spre inima directorului. Au fost lăsate să plece luni întregi în concediu fără plată pentru a lucra în străinătate. Sursele spun că această bunăvoință nu este tocmai dezinteresată, ci mai degrabă poșnitoare. De exemplu, pentru că o angajată trebuia să plece mai repede, directorul Pop a acceptat ca mama acesteia să se prezinte la lucru timp de mai multe zile în locul ei. Surse din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare ne-au declarat că angajații centrului Alexandru au depus mai multe reclamații împotriva directorului Pop, însă acestea au fost băgate la sertar din cauza apartenenței politice a acestuia. Ola, ola, e macho, macho man. Directorul Gheorghe Pop este și mare cocoș, crezându-se un adevărat macho man. Când îi place vreo angajat, obișnuiește să vină noaptea în control, sperând că să o poată seduce. Angajatele fug de el ca dracul de tămâie. O angajată care încerca să se pună la adăpost de avansurile insistente ale directorului Pop a alunecat într-o noapte și s-a accidentat rău de tot. Pentru a mușamaliza cazul, directorul POP a intervenit pe lângă medicii spitalului carei pentru a schimba ora la care s-a petrecut accidentul, astfel încât să nu fie încadrat ca și accident de muncă. Probabil că angajatele care cedează avansurilor au parte apoi de un tratament preferențial. Asta până când un sos mai supărat îi va aplica o corecție bine meritată directorului POP. Acuzat de viol, de altfel directorul Popa a considerat întotdeauna, s-a considerat întotdeauna un veritabil macho man, mai ales după Revoluție când lucra la, internetul, la internatul liceului agricol. În calitate de supraveghetor, acesta a profitat în 1992 de naivitatea unei eleve de liceu pe care a violat-o ca o bestie. Pentru a o impresiona, Popa i-a permis să fumeze și să stea singură în cameră în timpul meditațiilor. Apoi, într-o seară, a intrat peste ea în cameră și a violat-o cu sălbăticie. Tânăra a vrut să-și pună capă zilelor înghițind un pahar cu antigel, însă acest lucru nu l-a impresionat deloc. Tinerei i-ar trebui ani buni ca să treacă peste trauma produsă de viol. Anul trecut s-a reîntâlnit cu Gheorghe Pop, care a realizat imediat cu cine are de-a face. În loc să-și vadă de treburi, Gheorghe Pop a început să-i facă insistent avansuri. Pentru a scăpa de el, tânăra a trebuit să se mute într-o altă chirie. Chiar și în Prezent pe fața ei se citește Descustul când vine vorba De directorul pop Nu-l cunosc, mă abțin De la orice comentarii, dar e foarte Urit <coughs> Două săptămâni de sărbătoare la școala de arte La finalul acestei sărbători Se va desfășura cea de-a opta ediție A festivalului concurs Muzica inimii mele Locuri de muncă în Germania În domeniul hotelier gastronomic Piesa colateral Oedip în sala studio scrutin fără incidente majore în județ. Hoț de lemne prinși de jandarmi la vetiș. În trafic la volan cu permisul anulat. Examenele de bacalaureat și evaluare națională 2015, majoritatea colegilor din țară spun că PSD nu trebuie să iasă de la guvernare. Victor Ponta sunt hotărât să rămân în funcția de prim-ministru. UNEPR susține continuarea guvernării în actuala formulă politică. Accident în rutier produs pe strada Botizului, un accident care se putea solda cu victime s-a produs duminică în jurul orei 17 pe strada Botizului din municipiul Satu Mare. Din cercetările efectuate la fața locului de polițiști și a rezultat faptul că Vasile în vârstă de 34 de ani care se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen pe fondul nepăstrării distanței corespunzătoare în mers a intrat în coliziune cu un alt autoturism marca Volkswagen care circula în fața sa și care era condus regulamentar de către o încă în vârstă de 62 de ani. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a numitului Ișman Haș, pasager pe locul din dreapta față în autoturismul care circula regulamentar. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative și le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii eventualei alcoolemii. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterei infracțiunii de vătămare corporală din culpă. <coughs> Ce mai avem? Da, născut prematur și sub ponderal, bebeluș transportat cu elicopterul la Oradea. Bebelușul s-a născut în cursul după amiezii de duminică la maternitatea din satul mare Însă din cauza faptului că a venit pe lume prematur este și subponderal După un consult medical, medicii specialiști au decis că nou născutul trebuie transportat la spitalul din Oradea Cum nu putea fi transportat cu ambulanță, au solicitat un elicopter smurt care l-a transportat pe nou născut Starea bebelușului nu este gravă și are șanse foarte mari de supraviețuire Bun V-ați trezit? Dacă n-am reușit să vă trezesc, o sunt absolut sigur că o să reușesc acum. Am o știre șoc, șocantă. Uh, nu știu câți dintre dumneavoastră ați păpat prin oraș o plăcintă. În ultimul timp, știți la fix conținutul? Hmm? Știți sau nu știți? Pentru că au luat 63 de închisoare, 63 de ani de închisoare, trei persoane care au distribuit, au vândut plăcinte cu carne. Știți ce carne conțineau plăcintele? Mm? Carne de om. Aaaa! Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires și Bruna Cristina Oliveira da Silva sunt cei trei care au luat 63 de ani de închisoare. Incredibil. Trei canibali au primit doar 63 de ani de pușcărie pentru că au ucis două femei. Din carnea lor făceau plăcinte pe care le vindeau apoi prin oraș. Aaaa! Jorge Beltrao Negromonte da Silveira a primit 23 de ani de închisoare, în timp ce soția sa, Isabel, Cristina Pires și amanta lor, Bruna Cristina Oliveira, câte 20 de ani fiecare. Un judecător i-a condamnat definitiv sâmbătă pentru acte de canibalism macabre, pentru că în perioada 2008-2012 au ademenit și ucis două femei, iar trupurile le-au dezmembrat. Cei trei au fost arestați în aprilie 2012 după ce cadavrele victimelor au fost descoperite îngropate în grădină. Criminalii au folosit carnea lor drept umplutură pentru plăcinta empanada. Ah! E groaznic, vă rog frumos să mă credeți. Prepara specific spaniol ce conține foietaj și umplutură de carne de porc, vită sau ton. Acestea au fost vândute vecinilor, școlilor și spitalelor din orașul brazilian Garahunus. Criminalii pretinzând că ar conține carne de pui sau ton. Se pare că cei trei canibali aparțin unei secte. E groaznic. Ce poate fi mai, mai rău decât asta? Uh. Da, și eu am pățit ceva asemănător în sensul că știam că mănânc carne de pui într-un restaurant chinezesc din Viena. Știam că mănânc supă de pui. Și după ce am terminat, mi s-a spus că am mâncat șarpe, dar nu pot să jure că nu e și puțin și o pârlă în supă. Atunci am crezut că fac fac uh, hepatită. Deci, dacă îmi spuneau dinainte și eram pregătit, da, mă, hai să gust, dacă e bun mănânc, dacă nu lăsați, o frate. Dar mi s-a spus că e pui. Și când am terminat de mâncat, am fost întrebată: "A fost bună? Da, mai vrei?" Păi, mai. Am terminat tu de mai vrei? Nu. Știi ce ai mâncat? Da, supă de pui. Ah. Dar ce e frate asta? Nu-i supă de pui? Nu, atunci e de găină, nu. Da ce este? Păi, uh, supă de șarpe. nem. dar cum ați, ați, ați reușit să mă păcăliți în halul ăsta? Dar deja simțeam că se învurte șarpele pe aici pe stomac. Am crezut că o să mor. Serios vorbesc. Dar nu, nu-i rău la gust. După la un timp râdeam când mi-aduceam aminte de faza asta Și când am zis că hai că mă obișnuiesc Că șarpe șarpe fie ce fi Au văzut că mă albesc la față Și mi-au dus un pahar de sake Fiind acel sake produsul lor tradițional Dar nu se face din prune ci din orez Și era cam foarte mic paharelul Cât un degetar, Cam să-l scapă gât în jos Azi zis, bă, dar spune mă să aducă ceva, bă, cantitate normală, nu zic la kilogram. Și a zis, nicio problemă, să aducă borcanul. Am crezut că mor a doua oară. Când au adus borcanul cu sache, era un borcan așa mare, în mijlocul lui era șarpele încolo și mort. Oh! Deci, pe fundul borcanului, am crezut că mor a doua oară. <laughs> Tocmai băusem sache de pe șarpe. <laughs> ai, 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 Dar a, am. Câteva aventuri de-astea extreme interesante la viața mea pe care uh, unele dintre ele chiar nu le pot povesti aici Că sunt uh, foarte fani și tocmai uh, nu se pot povesti la această oră, în acest segment orar Dar sunt uh, inițial dureroase iar apoi totul devine comedie Dragi telespectatori, iată s-a însurat cel mai cunoscut smardoi din România smardoi așa le spune în uh, jargon bătăușilor. Cătălin Mărândescu s-a însurat a doua oară. Ce declarație de dragoste i-a făcut proaspetei soții? Cătălin Mărândescu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători români, a dat o petrecere de pomină zilele trecute. Luptătorul și-a chemat cei mai apropiați prieteni pentru a sărbători alături de el cu unia civilă. Temutul luptător, fost gardă de corp al lui Gigi Becari, și iubita lui Luiza și-au unit destinele. Iar fericitul eveniment a avut loc în Anglia, unde Smărândescu este stabilit de mai mulți ani. Sportivul este la al doilea mariaj. Primul s-a terminat în 2010. El fiind cel care a cerut atunci divorțul de soția sa, Cristina. Puțin sunt cei care au văzut latura sensibilă a temutului luptător, și chiar și mai puțin cei care știu că sub mușchii enormi se ascunde un poet sensibil. Wow! Un poet sensibil! La petrecerea organizată cu ocazia fericitului eveniment, el a făcut proaspetei sale soții o declarație emoționantă care a fost compusă chiar de el. Ceva se întâmplă când mă privești, pentru că uit să vorbesc, ca și acum de altfel. Ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată în viață. Ceea ce scriu acum nu sunt cuvinte, ci bucăți din suflet. Te iubesc, Luiza, a spus emoționat Smărândescu. Am mai cunoscut-o, Luiza. De fapt, era o poreclă. Porecla aceea i s-a pus unui cărucior cu care cărau mobilă în magazinul de mobilă. <laughs> Luiza. <laughs> cu puțin timp înainte de acest Moment fericit, Cătălin a devenit campion mondial, iar după terminarea meciului, el și-a cerut iubita în căsătorie a divorțat de mama copiilor săi în 2010. Cristina și Cătălin Zmărândescu au divorțat în 2010, iar cel care a intentat procesul a fost luptătorul. Magistrații au decis desfacerea căsătoriei din culpa comună, urmând ca mama sa să se ocupe de creșterea copiilor, cărora tatăl da, mama să se ocupe de creșterea copiilor, cărora tatăl le va plăti lunar o pensie de întreținere de 4.000 de lei. O sumă frumoasă, nu? Pentru România. Zmărândescu a susținut în cererea de divorț Că nu mai suportă atmosfera tensionată de acasă și jignirile soției, pe care o consideră responsabilă de eșecul mariajului. Cristina are o atitudine depresivă și negativistă, afirma atunci luptătorul. De cealaltă parte, femeia a susținut că luptătorul ar fi lovit-o de mai multe ori și că asta se întâmpla din cauza lipsei banilor. Adică bodyguardul lui Becali nu avea bani? Nu pot să cred asta, că Gigi împărțea și la colduș, Na și ție, na și ție, na și ție, na și ție. Uh, tuturor le dădea câte un bulion, deci nu pot să cred că uh, domnul acesta Cătălin cu nu primea de la Becali măcar, măcar un milion pe zi, măcar. Dar, dar, întotdeauna mai există un dar. Nu ajungeau. De ce? Pentru că asta se întâmplă în momentul în care nu îți faci un calcul, nu îți echilibrezi balanța și nu te întinzi cât îți, este, cât îți este plapuma. Se întâmplă și la case mai mari, nu? Uh, da. Ce mai avem aici? Ungaria. Wow! Am ple mișcări de protest împotriva guvernului Orban. Se pare că urmează primăvara ungurească. Ungurii s-au cam săturat să vină ăștia cu tot felul de aberații. Ultima a fost uh, taxa pe internet. Ori uh, ungurii n-au nevoie de, de îndrumări, de îndemnuri, de uh, provocări, de nu știu ce. Ei știu care le sunt drepturile. Și fiind un popor dârz, ies afară în stradă, uite cât ai face atâta. Ungurii nu se lasă. Asta mi-a mi mi plăcut întotdeauna la ei. Au un simț, un spirit civic deosebit. Zeci de mii de persoane și-au manifestat indignarea luni pe străzile Budapestei față de politica premierului Victor Orban. Relatează AFP. Această zi a indignării a fost ultima dintr-o serie de manifestații care au început luna trecută contra unui proiect de lege privind taxarea utilizatorilor de internet din Ungaria. Pus sub presiune și aspru criticat de Washington și Bruxelles, Orban a anunțat la sfârșitul lunii octombrie retragerea acestui proiect de lege controversat. Potrivit unui fotograf al AFP, la manifestație au participat aproximativ 25.000 de persoane care au scandat Orban afară. Orban chifele, ințiche, pințiche, Orban chifele... <coughs> Nu vrem ca Orban să ne împingă în brațele președintelui rus Putin și ale Rusiei. Suntem un stat din cadrul Uniunii Europene și vrem să rămânem acolo, a declarat unul dintre manifestanți, Balin Forcoș, student în vârstă de 26 de ani. După dispersarea manifestanților, câteva mii de persoane au rămas pe loc. Unii indivizi au încercat să pătrundă în Parlament, fapt care a provocat confruntări cu forțele de ordine. Sute de polițiști au fost mobilizați la intrarea în clădire. Alte peste 20 de manifestații de indignare de o amploare mai mică au fost organizate de asemenea luni pe teritoriul întregii țări. Renunțarea la taxa pe internet după manifestațiile din octombrie constituie unul dintre rarele eșecuri ale premierului Orban după venirea sa la putere în 2010. Uh, Orban a făcut și lucruri bune. Dar a făcut și lucruri nasoale, ca de exemplu le-a sfătuit, sfătui pe maghiarii din România să stea acasă, să nu meargă să voteze la referendumul de demiterea președintelui Băsescu, care deja le, le... ajunsese românilor până pe cap toată Băsescărea la asta. <coughs> și Orban, ne întrebat, ne chemat, s-a băgat în samă și i-a sfătuit pe maghiari să rămână acasă. E, eh, acest lucru uh, a stânit antipatia profundă a unei bune părți din populația României. După dispersarea manifestațiilor, așa, Renunțare. Săptămâna trecută, aproximativ 10.000 de persoane au manifestat la Budapesta pentru a cere demisia șefului Serviciului Fiscal din Ungaria, căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite din cauza unor acuzații de corupție. Victor Orban, care a fost ales în 2010 și a câștigat alegerile legislative din aprilie, suscita numeroase critici în Europa și în Statele Unite pentru reformele sale considerate drept liberticide. De către criticii săi. Uh, da. Da, a avut și inițiative bune. Nu pot să zic că, băi, tot ce a făcut ăsta a fost rău. Nu-i adevărat. A impozitat băncile. N profitul băncilor. Nu profitul deponentului, profitul celui care își depune banii la, la bancă. Astfel, în România, dacă te duci și pui 3000 de lei, 3000 de lei pe o perioadă scurtă de două luni, când scoți, Banii ai mai puțini. cât s a venit impozitare, cât-ți a venit taxă de administrare, cât-ți a venit comisionul pește și ai pus 3.000 de lei și scos 2.850 de lei. Și atunci te întreb de ce să-i mai depui? Hmm? Când? Pui banul și nu mai scos nici atât. Asta este problema. Pentru că se face o șmenărie, o mânărie, o taxă de administrare, un comision de nu știu ce. Țac, pac, te-au rezolvat. Da, șoc și groază, Loredana Kivu a fost bătută de prietenul ei. M-am trezit cu un pumn în față, săraca fată. Și asta este mai albă ca albă ca zăpada când a picat cu capul în sobă. Loredana Kivu a făcut o mărturisire șocantă. În urmă, cu puțin timp, asistenta TV a fost bătută de fostul iubit. Lucru care a marcat-o pe viață. Loredana a dezvăluit că un fost iubit de -a ei s-a enervat atât de tare pe ea, încât i-a dat un pumn în față. Blonda nu s-a lăsat mai prejos. A scos pantoful cu toc și a spart capul. <laughs> Asta se numește manifestarea iubirii. Deci i-a arătat cât de mult îl iubește. Îl de te Pac, pantoful, nese Așa Se întâmpla să fim amândoi foarte bine dispuși Aha, probabil foarte bine Dispuși Dar el era gelos Și m-am trezit cu un pumn în față Am început să-mi curgă Sânge din nas. Iar eu când am văzut asta, m-am plecat, am luat pantoful și am spart capul cu el. Avea tricoul plin de sânge și am spart și parbrizul. N-a mai dat niciodată în mine de atunci și nici nu cred că va mai da. A declarat Loredana la o emisiune TV nu vrea să muncească toată viața. Deși acum abia dacă mai apucă să mai doarmă și nu refuză nici o ofertă de muncă, Loredana Chivuș dorește enorm să ajungă în stadiul în care nu va mai fi nevoită să muncească. Tânăra nu se gândește la vreo afacere care să-i aducă starea financiară dorită, ci la un bărbat pe măsura așteptărilor. Asistenta TV a declarat în repetate rânduri că își dorește să se mărite cu un bărbat potent financiar care să o scutească de orice grijă a banului. Da, sigur, așa este. Păi toate caută numai de ăștia, nu toate, hai să nu generalizăm... Un procent modest, de 90%. <gântu -i> da, Uh, asta nu, nu, nu e frumoasă nu-mi place, nu-mi place, nu vreau să citesc asta, e o știre negativă, or mie nu-mi plac știrile negative cred că ați avut destule toată dimineața, haideți să vă citesc despre dragoste și viață dincolo de moarte dragoste dincolo de moarte mi se pare ceva fabulos dragi telespectatori S-au iubit atât de mult încât au fost împreună. Cât au fost împreună? 65 de ani. Wow! 65 de ani! Cu aceeași femeie! Da, cu aceeași femeie. A Aș fi murit în locul lui. Deci cu aceeași femeie 65 de ani. Nu, e prea mult. Dragoste și dincolo de moarte, un bărbat a murit la 10 minute după soția sa. Povestea de dragoste dintre Harry și Mary Stevenson a făcut furori în toată lumea, și nu datorită longevității, cât datorită finalului tragic. Harry și Mary Stephenson erau căsătoriți de 65 de ani și au fost de nedespărțit de când s-au cunoscut și până în ultima clipă. În ultima perioadă, Mary a fost dusă la un azil, dar Harry a insistat să o urmeze, deși sănătatea lui era bună. Mary a încetat în viață, din viață, la doar 48 de ore după ce împlinise 89 de ani. Harry nu a mai rezistat, nu a rezistat mai mult de 10 minute fără femeia pe care a iubit-o toată viața. Și a murit și el. Vă dați seama? Deci i-a -a murit soția acum și în 10 minute a fost și el gata. S-a întâmplat totul în mai puțin de 10 minute. Stătea lângă ea dar într-un pat separat. În noaptea aceea însă angajații le-au unit paturile. Mi-au spus că a ținut-o de mână în ultima lor noapte. Deși este incredibil de trist ce s-a întâmplat, este totdeauna minunat că au fost totodată minunat că au fost împreună până la sfârșit și că niciunul nu a rămas singur. Iubirea lor a fost durabilă și au fost foarte devotați unul celuilalt, așa că îmi imaginez că acolo unde sunt acum sunt tot alături unul de celălalt a spus povestea aceasta, unul dintre nepoții cuplului. Uh, da, e foarte frumos. N-a rezistat mai mult de 10 minute. N-am auzit până acum de om care să moară după ce a murit soția în, în 10 minute. Da, am auzit de câine care a refuzat să mai mănânce pentru că se știe, acest animal este cel mai bun prieten al omului și te iubește necondiționat. Există rase pe care, dacă le-ai vândut, Printre ele știu de buldogul francez. Dacă uh, stăpânul l-a dat, moare, moare de dorul stăpânului. Există alte rase care refuză hrana. Inclusiv, uh, da, nu. Nu vă mai spun mai multe acum, o lăsăm așa, luăm pauza publicitară, ne întoarcem cu invitația. Numilor laicul Victor. Neapune bună drăște spectatorilor, a sosit invitatul nostru uh, domnul antrenor uh, Gheorghe Ardelean, un uh, vech prieten care A venit să ne povestească, printre altele, de noua inițiativă, programul de gimnastică în apă pentru vârstnici la Aquastar Satu mare. Bună dimineața, bine ați venit la ceaiul de dimineață. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Îmi face plăcere să, să beau și ceaiul și cafeaua împreună cu tine. Ați fost foarte activ anul acesta. Mi-a trimis domnul, domnul antrenor Ardelean, îmi trimite ori imagini, ori relatări de peste tot, de pe unde merge, și uh, a fost la mare. Mi-a trimis cu luptele, uh, luptele tătărăș, strânta tătărăș, da, da, da. mi s-a părut fabuloasă. Deci, da, o și altă, uh, mai cunosc regulamentele, și o altă abordare, noi, reguli și luptele pe plajă. Da. Deci luptele tătărăși pe albă, luptele pe plajă. Sigur, ți-am trimis imagini de la o coadă lungă infernală de la Sovata da, care de la, publicat răsfucurat. Uh, Pride de la Strand, mi se pare. Da, da, la... da, așa coada era numai la ambasade acum la <laughs> votul care îl vreau românii să l facă și era o, o bună comparație aproape că și acolo era cam da. la fel. Da, și uh, activitatea asta de la Guastar este mai veche, este în derulare. De fapt, ea se uh, face o dată pe săptămână, deocamdată marța, de la ora 7 seara, și este vorba de uh, niște exerciții uh, care se fac în sală. În sală facem prima uh, mișcare, niște exerciții de mobilitate, de întreținere, uh, chiar de, de întărirea musculaturii un picuț uh, și foarte bine pe mai ales cei care au probleme cu aparatul locomotor cu să știe că sistemul osos în timp, în timp celulele se mai degradează și apar planchieturi, apar durere, apar diferite probleme și sunt inevitabile. Astea nu se refac, doar că trebuie scânt, musculatura trebuie întărită și ca să le, le întrețină și uh, ajută foarte mult. Deci facem exerciții de mobilitate și, desigur, acum recent am fost la Felix, unde am luat legătură cu mai mulți profesori kinetoterapeuți. Am văzut sările, am văzut modul de lucru, am discutat cu ei și uh, am văzut uh, mulți și bolnavi care se tratează acolo și cu efecte foarte bune. Da? Deci sunt, profesori, spun că sunt oameni care își, după două săptămâni își lasă bastonul sau se refac, nu-și pot îndoi încheieturile, au probleme și se refac. Și cel mai mult care ajută la refacere sunt aceste exerciții pe saltea combinate cu exerciții în apă. De fapt, Extraordinar. Acesta este, de fapt, tratamentul. Sigur că mai apar și cu parafina, cu diadinamicele, cu unele electrice și așa mai departe, dar... Cea mai bună refacere este exercițiile pe saltea și în apă. Se știe că în apă, dacă ai intrat deja, ești mai ușor, cam 70% da, deja, da, pentru da, da, da. că apa te, 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 ține. te ajută în sus și acolo se pot face exerciții de orice fel, mai ales prin, prin frecare, prin în apă opune rezistență. Și acolo ai, da, apa ai, opune rezistență și, mai mare decât aerul, frecarea în apă și, e altceva. Și ai, ai exerciții, ori or încotro te miști, ai exercițiu de aceea în notu, notul, la fel, îți, îți, îți face foarte, mult, foarte, multe mișcări care sunt importante pentru, pentru a nu, nu te de aceea este considerat sportul Care îți dezvoltă uniform toți mușchii În notul se dezvoltă cel mai bine da, tot, este toate grupele notul, de mușchi Pentru că toate lucrează Acum eu aș vrea să spun că Sigur acum în epoca noastră și mai nou Tehnicile apar cu tot felul de aparate Tot felul de exerciții Tot felul de inovații Dar vreau să spun că ele derivă Dacă ar fi să mă duc în trecut Aș putea spune că a, Țăranii Și da. oamenii mai primitivi și ei făceau, alergau în pădure că venea ursul sau venea nu știu cine sau să grăbea la lucru sau la vânat sau undeva. Și mergeau, mergeau de dimineața sau așa ceva prin, în aer curat, nu era poluarea cu mașinile astea. Cei care tăiau lemne, Păi, a tăia lemne este un exercițiu fantastic. O muncă, da? Spre luate de, de, de anumite sporturi și acum, să dă cu baroase, cu desfăcute special, ca să nu mai merge omul să taie lemne, săpatul, la fel, coasa, deci toate este care, care venea. De aici au venit ele și s-au dezvoltat. Și vreau să spun că exercițiile care se făceau pe vremea când nu era atât aparatură sunt valabile și acum. Doar că da, da, da. le adaptez. Și atunci, sigur că. Acum știm mai multe și, și în trecut în fiecare stat sau undeva se găsea o baltă unde copiii tot mergeau să nuate și așa, nu era cu profesori, cu nu știu ce, cu antrenori, nu știu ce, taxe și așa ceva, dar și un alt tratament care este foarte bun este că prin depunerea efortului și prin a consuma din energie practic te descarci și psihic un picuț. Deci e adevărat. în timpul cât, cât ești într-o sală, când, mai ales când faci un joc, când faci, revenind acum la zilele noastre, faci un tenis, faci un fotbal, faci orice, un basket, orice, deja este, îți dezvoltă și psihicul și, mă rog, te întreține și acolo la fel, ca și, ca și când e vorba de organism. Da. Și atunci... Sigur, am pornit cu această inițiativă care merge. Sunt vreo 10-12 persoane care vin. Deja aveți? Da, de sigur că da, ei vin, vin frecvent. Uh, și uh, dorim să extindem această activitate cu exercițiile în apă și, probabil, în, în vi, viitorul foarte apropiat, vom face și un pic de masaj ca să fie un, o procedură mai complexă. mai complexă. Și eu am gândit aceasta. Uh, și spre norocul meu că deja am, uh, am cineva care uh, o profesoară tânără, care este foarte pasionată. A făcut de ea și la țară uh, cu, cu câțiva care au venit acolo, e foarte pasionată da. pentru așa ceva și să sperăm că vom putea să uh, colaborăm. Am, văzut, uh, am preluat de la Felix, de la cei trei profesori de acolo, mari și centre de acolo, am văzut niște niște modul lor de lucru și probabil că vom, vom adopt, adapta și noi aici. Desigur, voi avea o discuție cu cei de la Star și să vedem de un proiect mai, mai serios care să vedem probabil când vom reveni cu after school și cu acei copii, pentru că sunt două categorii cărora eu vreau să mă adresez, celor mici, să zic clasa 0 până în clasa da. 4 și celor mai, mai seniori, să le zicem așa. 50-60 de ani Că da. aici sunt, e un segment unde unde nu e vorba de performanță, nici la copii la copii e vorba numai de joacă deci joacă, deci să aibă timpul ocupat jucându-se și îmbinând această joacă și cu un pic de exemplu personal cu un pic de educație, cu un pic de. și atunci, la fel, exercițiile din sală cu. Cerine. Și ați participat la programul ăsta lor de la, la Felix? Sigur că da. Deci, nu numai că am participat, am și imagini filmate, am discutat cu ei, am chiar interviuri cu de la ei, sigur. Că da, dar da, da, deci... parțial să știți că se face, și... face treaba și apa termală. Și am, am rămas benefic. în în relație cu ei, că o să-i și invit la programele noastre. De fapt, această inițiune, inițiativă Eu am luat-o de la din Norvegia, de la fostul meu elev unde acolo am fost făcut primul la antrenament sigur și aici trebuie să te perfecționezi tot timpul pentru că apar adică să te perfecționezi în sensul să, să adaptezi uh, mijloacele și uh, dotarea din sală uh, chiar și a unor afecțiuni. Deja, da. deja în acum de marți uh, sunt doi care au fost operați care au probleme de, de locomotorie cu un și cu astea care vor să facă exerciții și am curajul să răspund. Și desigur că urmează să avem și o legătură cu, cu medicii de specialitate, pentru că asta este. Deci nu e, trebuie, să, trebuie să ofer cadru organizatoric da. și pacienții vin. Nu e nu 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 o problemă. Și, în fond, scopul chiar acesta a fost ca să am această inițiativă, să formez niște tineri de specialitate și să, să îmbunătățim, de ce nu. Să venim în sprijinul celor care într-adevăr au nevoie de, de, de astfel de condiții La un preț foarte accesibil Să fie foarte aproape, să nu meargă nu știu unde Când ați avem, avem sunt condiții Avem apă termală, avem apă dulce, avem sală Doar că trebuie să vedem în ce măsură o, o să adaptăm Chiar am adus niște corzi elastice da? Da, Doar că trebuie să le fixez Undeva ca să se poată trece, să găsesc niște centre de. de, de puncte Sucţine, de fixare ca da. să le putea lucra cu ele și să nu sunt puternice. Deci, oricine se poate depărta, se poate apropia și poate să lucreze foarte frumos cu ele. Extraordinar. Uh, esențial este faptul că, în urma acestui uh, program de gimnastică, se vor simți mai bine cu toții. Ei oricum să simt că și faptul că uh, facem un tenis de masă numai. Și după aia am intrat în mai. Deja ei vin acasă și altfel dorm și uh, fac un pic ceva creativ acolo și uh, să descarc un pic de, 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 de probleme. Da, îți dai seama că mai ales cei care lucrează în birouri, cei care stau în mașină și așa. Sedentari, la da. cei sedentari da. vă Sigur că așa? da, la aceia în primul rând, sigur că da, pentru că. Uh, e nevoie și uh, partea de socializare, și parte de psihic, și partea de acestea, și acest, contribuie și acestea la, la bunăstarea. Uh, Știu că aveți și general. mașină, dar dumneavoastră cât faceți pe jos într-o zi? Păi, uh, uh, nu, nu fac mult. Uh, deci, aceste exerciții, în primul rând, uh, le fac că. Uh, numai astfel particip și eu la mișcare dacă nu le-aș face astea, vrând da, da, nevrând da, da, de da, unul da. singur nu le faci da, și atunci, da, 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 da. acolo colectivul orică un pic ți-e rușine orică trebuie să dai un pic de exemplu orică tragi după ei orică deja, deja vrând nevrând intrând într-un astfel de program trebuie să te ții de el te ții de el am rămas uimit că de comenzile care le-am întâlnit date de un profesor de la Oradea, că era așa de, de clare comenzile și aproape că era dur. Deci, dă fă, nu știu ce, și insista, nu și putea îndoi, îl punea, avea asistente acolo, îl împingea genunchi, îl împingea piciorul, domne, nu contează, forța mobilitatea. Și destul de dur era. Eu, am, am rămas imediat Eu -am, am zis, Hai să fac oamenii să se simtă bine. El, nu. El, țin minte că avea unul probleme mare acolo și l-a pus pe un suport mai înalt și trebuia să-și îndoaie piciorul. Și ăla au, taci din gură. Iar mai tare. Au, taci din gură. Așa... Și-a mai venit la a doua zi. Da, zice, ce asta m-a făcut. Nu pot să cred. Deci am rămas uimit cu, fără milă, pe cei care vor să-i vindece, nu prea pune sufletul. Nu le curăță, nu, nu, așa nu, nu. E. nu. Uh, uh, am ajuns în centrul astea, deși uh, frecventez. Băile Felix e stațiunea mea preferată și de vreo este... două, trei ori pe an merg. Și vă spun și de ce. În urmă, cu vreo cinci ani, ne-am dus și ploua. Și a zis soția, ce facem? Mergem? Da, mergem. Dar, tata, plouă. Zic, nu pe a păcat, dar și acolo nu e nicio problemă. Ia apă din bazin și spui. Am stat, dragi telespectatori, două zile la rând a plouat. O zi am stat vreo 8 ore în bazin, o zi uh, 10 ore. În anul respectiv, și o spun cu toată uh, responsabilitatea, nu m-am răcit, n-am avut treabă cu virus, boli, chestii de astea care uh, sunt de sezon, nimic. Dar nimic, nimic. M-am simțit mai bine, eram fresh, dormeam mai puțin și eram tot fresh. Eu de obicei dorm puțin și sunt obosit tot timpul, sunt zombi. Eram fresh, domnule, nu e adevărat ce, ce, ce Factori bine naturali, îți face apa aia termală. Sigur, sigur. că da, factorii naturali, apa, aerul, mișcarea. Da, și de atunci de două, trei ori, poate merge la Felix, că vrei, că nu vrei, notăm puțin, mă simt bine. Apropo de dotări și de aparate, uh, în Oradea la Padiș, de exemplu, da. există niște culoare da. nu zlate, cu apă termală, da. uh, unde poți să lucrezi cu 20-30 de inși da. și au acea bară de care te ții. Ah, da, da, da. Acea bară este extraordinară. Da. Uh, și în satul mare există la Aguastar acea bară, dar nu este peste tot. Acea bară ajută cel mai mult și uh, pentru în toate bazile. Dacă omul mai în vârstă de, are siguranță, nu, dacă nu, nu se nu, ține nu, nu, mai cu atât, te cu o mână, cu două și de acolo se pot face mai multe exerciții. Am Îți trebuie un pic de sprijin. Să pot face și altfel, da, nicio da, problemă. Dar da, da. aceea bară și acolo la Padiș am găsit special gândite de cineva de mult care unde nu prea sunt peste tot așa ceva. Uh, unde se poate lucra foarte, foarte bine. Da. Vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența în această dimineață. Vă doresc mult, mult succes. O să vă urmărim. Să vedem cum decurge acest program. Dar trebuie să-i spun la mulți ani și domnului Pictor Aurel Țenț. Astăzi împlinește 84 de ani, dragi telespectatori. Inclusiv tabloul acesta din spatele meu. Îi aparține domnului Aurel Țenț. Da. Nu, nu, eram foarte sigur, dar știam că e a domnului Aurel Senț, unul dintre cele două, da? Sunt amândouă, amândouă. Gabi, pentru că vorbim de, vorbim despre, acest, despre, aceste tablouri, da. uite-te, fiecare are o, o pasiune, da. un hobby. Au unii zic că e păsărici sau așa. uite, pictura este da. o, o, o ceva care, care te creezi, te deconectezi, faci ceva. În, în mulți, în, fiecare își regăsește, trebuie să-și găsească undeva da. acest rol. Eu, nu știu, cu, această, cu acest sport, cu această selecție, marea selecție cu care am pornit și da. urmează să merg la București, e un program pe da. care vreau să-l prezint da. uh, mai sus și chiar sunt invitat într-o emisiune mult, centrală. Mult, mult succes! Dragi telespectatori, pe final, Bancul zile, Gigel întreabă pe tata și pe mama, ce luați de ziua mea? Păi, o pisică. Dar am deja o pisică, știm, dar o luăm. Așa, și cel, de-al doilea uh, întreabă profesorul, copii, cum este viața? Cine poate să-mi dea definiția? la care Gigel de domn profesor, eu știu cum este, păi viața e scurtă ca o scară de coteț. Ce scară de coteț, mă, cum adică scurtă? Păi sc scurtă și plină de găinață. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi ne vedem mâine dimineață pe 7 fix la un nou ceai de dimineață. Sunt Ige Gabi, vă doresc o zi bună. Bye bye! do difarer zoñior loi idur